doamnelor și domnilor, miercuri după amiază, întâlnire din nou cu echipa de la Iași, o după amiază în care ne vom aminti, asta dacă uităm vreodată, de marele Eminescu, de poezia lui Eminescu și de spiritul lui Eminescu până la urmă. Vom vorbi despre ce înseamnă Eminescu pentru români și pentru tineri în partea a doua a emisiunii cu o poetă și profesoară de limbă română. Vom mai răsfoi o pagină din România pozitivă, inventată și descoperită de reporterii de la TVR Iași. Astăzi o minunată tânără despre care vom auzi cu siguranță și pe care o vom vedea pe toate scenele lumii, Mălina Ciobanu. Dar în prima parte a emisiunii Impact de astăzi ne vom opri atenția asupra unui subiect extrem de important. Vorbim despre o clădire de patrimoniu, o clădire simbol a Iașului, care de la începutul anilor 90 se află în șantier. Sau a fost în șantier, pentru că acum nici măcar șantierul nu mai există. E o clădire care a ajuns efectiv o ruină, din care, știu eu, simbolurile se pierd pe zi ce trece și de care autoritățile, administratorii, proprietarii par să fi uitat, par să o fi acoperit cu indiferență. Care sunt soluțiile în acest moment? Cum putem salva o clădire atât de importantă pentru Iași, pentru ieșeni? Vom afla astăzi după amiază la Impact, de la invitații noștri, însă pentru începutul unei astfel de discuții aș vrea să dăm timpul înapoi cu un an. Fix acum un an, în ianuarie 2014, echipa TVR Iași mergea la Filarmonică și se interesa de soarta acestei clădiri. Ce am filmat atunci, vedem acum și apoi aflăm ce s-a întâmplat în ultimul an, dar mai ales ce soluții au acum autoritățile. Concertul inaugural al Filarmonicii Ieșene a avut loc pe 9 octombrie 1942 sub bagheta lui George Enescu. Se întâmpla în clădirea ridicată de bisiernicul Alecu Balș în jurul anilor 1815, construcție completată cu un alt corp la începutul secolului al XX-lea. Inițial, aici a fost Institutul francez Sacré-Cœur al călugărițelor din Ordinul Notre-Dame-de-Sion, desființat după 1947. Atunci, o parte a clădirii, cunoscută drept Casa Balș, a găzduit conservatorul, iar 10 ani mai târziu, în clădirea principală din strada cu Zavodă, a fost inaugurată sala de concerte a Filarmonicii Moldova. În 2008, în urma unei hotărâri judecătorești, clădirea intră în proprietatea Episcopiei Romano-Catolice de Iași, care a încheiat un protocol cu Universitatea de Arte George Enescu. Responsabilitatea revine Universității de Arte pe 31 de ani cu o clauză clară că în primii 7 ani se va termina orice lucrare la această clădire. Și în caz contrar? În caz contrar trebuie să vedem, revedem din nou protocolul, dar noi credem că nu ajungem acolo. În 2008, Ministerul Educației a alocat inițial bani pentru refacerea întregii clădiri, însă criza și schimbările politice au făcut ca fondurile să ajungă doar pentru reabilitarea casei Balș, unde funcționează rectoratul Universității de Arte, o mică sală de concerte și câteva pentru repetiții. În 2012 s-au mai găsit bani și pentru consolidarea celui de-al treilea corp de clădire, aflat de asemenea în administrarea universității. De partea centrală, unde se află Filarmonica, nu s-a mai interesat nimeni. Tronsonul 2 deocamdată nici nu se discute pentru că nu avem finanțare. Vreo șansă să se finalizeze în 2015? Nu. Din datele care le avem acum, nu. Un calcul estimativ arată că pentru consolidarea Filarmonicii ar fi nevoie de 5-7 milioane de euro, fonduri care ar putea fi atrase de Institutul Național al Patrimoniului de la Uniunea Europeană. Pentru aceasta însă ar trebui schimbat protocolul Episcopia, iar clădirea să nu mai fie concesionată Universității de Arte, ci INP-ului. Să finanțăm, să punem partea de cofinanțare sub 2% din proiect sau să facem noi studiile de prefezabilitate și fezabilitate și restul să fie finanțat de către Comisia Europeană. Eu evaluez clădirea Filarmonicii la peste 5 milioane de euro, să spunem un 5-7 milioane de euro. În sala Ion Baciu a Filarmonicii din Iași nu s-a mai auzit niciun concert de aproape un an de zile. Clădirea afectată de cutremure, dar și de pânza freatică, este acum un real pericol pentru public. O concluzie la care au ajuns chiar experți din Ministerul Culturii. Însă, odată pus lacătul, nimeni nu poate spune când se vor găsi și banii necesari pentru reabilitarea unei clădiri simbol a Iașului. Și a mai trecut un an peste ruinele de la Filarmonică. A mai trecut un an fără să se întâmple nimic bun pentru soarta acestei clădiri. Îl avem alături de noi pentru a discuta despre acest subiect pe directorul general administrativ al Universității de Arte George Enescu din Iași, domnul inginer Dumitru Spătaru. Bine ați venit alături de noi. Bună, bine v-am găsit.
Tocmai ce am revăzut știrea pe care am făcut-o împreună în urmă cu un an de zile și aveați dumneavoastră atunci un răspuns tranșant. V-am întrebat dacă până în 2015 se vor termina lucrările sub nicio formă. Era de așteptat? Problemele se pot schimba de la o perioadă la alta. Dacă se va da drumul la proiectele europene... La proiectele europene s-a dat drumul de mult, domnule inginer, nu porul, asta ar fi porul, soluția. Nu, porul este, încă nu s-a dat drumul la por. Deci încercați... și altele. Deci noi vrem să accesăm fonduri în cadrul porului. Proiectele operaționale europene. Regionale, exact. Pentru care primăria Iașului are foarte multe aplicații finanțate. Da. Noi suntem într-o variantă în care... lucrările pot fi reluate, adică finanțarea asta externă se adresează în primul rând infrastructurii și universitare. Și, sigur. Deci acest proiect este făcut de o instituție de învățământ, un institut de învățământ superior și atunci, într-adevăr, nu vom fi în concurență cu primăria. Sigur că da. Haideți să vedem totuși speranțe... ce este cu aceasta. Până la speranțe, să știți că deja au început... A început să cadă această clădire și dacă o să rog pe colegii mei, noi am filmat acum două zile în interiorul clădirii și în exteriorul clădirii, noi ne-am obișnuit să trecem pe lângă această clădire, o vedem zilnic și aproape că trecem nepăsător de cele mai multe ori. Suntem copleșiți de grijile noastre și atunci nu mai privim cu atenție. Dar dacă ne uităm, putem observa că în exterior sunt multe porțiuni din zid care cad, efectiv cad pe trotuar. Și trec zilnic pe acolo oameni, trec copii. Măcar dacă privim din acest punct de vedere și e un mare pericol și ar trebui să ridice un mare semn de întrebare. Dar haideți să începem cu anul 2008, pentru că practic atunci a fost un moment de cotitură pentru această clădire simbol. Da. Da? O clădire care a fost construită la începutul secolului al XIX-lea. Da? Este o clădire de patrimoniu a Iașului, o clădire extrem de importantă. Nu atât ca valoare simbolică, dar să știți, acolo Filarmonica are sala de concerte cu o acustică printre cele mai bune din țară. Știm lucrurile acestea. Și știm toate astea sunt aproape 3 ani de când nu mai răsună niciun concert în această sală. Știți că noi suntem afectați ca și Filarmonica în privința folosirii spațiilor de învățământ, de lucru, să zicem așa. La începutul anilor 90, pe vremea când Filarmonica era în administrarea Consiliului Județean, s-au început ceva lucrări. S-a stat ani de zile, vreo 17 ani de zile sub schele. Nu s-a întâmplat mai nimic. În 2002 a început un proces de retrocedare către Episcopia Romano-Catolică din Iași, un proces câștigat în 2008 cu o sentință definitivă. În 2008 proprietarea a devenit Episcopia Romano-Catolică. Bun. Dar în acel moment... Șansa Iașului era să aibă la Ministerul Educației un om de-al locului și care a înțeles cât de important este să salveze ceea ce se mai poate salva. Cristiana Domniței, ministrul Educației în 2008, acordă finanțare pentru refacerea unei părți din Universitatea de Arte și pentru Filarmonică. Și pentru ca lucrurile să funcționeze bine din toate punctele de vedere, se încheie un protocol între Universitatea de Arte și Episcopia Romano-Catolică, prin care Filarmonica este concesionată universității pentru 31 de ani. În 2008 se întâmplă acest lucru. Da. Câți bani a alocat atunci Ministerul pentru refacerea, reabilitarea, consolidarea Filarmonicii, dar și altor corpuri de clădire din cadrul Universității de Artă? N-aș putea să vă spun în momentul ăsta cifre exacte. Dar o sumă aproximativă, pentru că aici vorbim de milioane de euro. Prefer să discutăm mai aprofundat problema aceasta. Tocmai de asta și spun, pentru că au fost bani frumoși. Vorbim de milioane de euro care au... S-a făcut o... Revenit universității. O finanțare. În toamna lui 2008, acești bani au fost trimiși către universitate. Da, dar a fost trimis o sumă de bani, n-a fost trimisă toată suma care ar fi trebuit pentru... Și care ar fi trebuit să fie această sumă? În jur de 100 de milioane de lei. De lei, da, 100 milioane de lei. Ceea ce ar fi însemnat undeva la 25 milioane de euro? Nu. 100 împărțit la 4? Da. Da.
Bun. În 2008 s-au găsit banii, s-a găsit și firma, vorbim de o firmă de construcții din Iași, Conest. Exista și un proiect. În acest proiect era inclusă reabilitarea și consolidarea clădirii filarmonicii? Da. Deci exista un proiect pentru această lucrare? Nu, s-a făcut atunci. În 2008. Deci în 2008, în momentul în care au fost atribuite lucrările către această firmă de construcții, exista și acest proiect. S-au acordat, știu că s-a finanțat și acest proiect pentru reabilitarea și consolidarea clădirii filarmonicii. În 2008 au început lucrările la Casa Balș. Vorbim de... finisaje și dotări și utilități. A fost refăcută o sală de concerte de 278 de locuri. Nu, am făcut-o noi, n-a existat sală de concerte. A fost o deci sală fost de muzică, să-i spunem. Veneau domnișoarele și cântau la vioară sau... Domnișoarele, vă referiți la studente? Dar vorbesc de... pe vremea când era pension. 1800 și... Așa, pe vremea când era pension această aici, clădire. Aici, în sala aceasta, a concertat Liszt în 1847. Și legenda spune că l-a cunoscut pe Barbu Lăutaru. Deci, abia după ce am terminat de finisat clădirea, am făcut și tot ce necesita pentru o acustică deosebită și am făcut toate... aceste demersuri, după aceea am mutilat-o și cu scaune, cu fotolii. Și practic e o sală de concerte, mai micuță, dar da, care îndeplinește toate condițiile. Care este folosită la maxim. De calitate, sigur. Și ca să vedeți că nu suntem chiar atât de răi, am dat acces filarmonicii în acea sală, fără să le percepem pe vreo chirie sau... Deci când, bineînțeles că se fac niște programări, nu o dorong tronc. Înțeleg, ca să înțeleagă și telespectatorii, din 2008, din momentul în care ați devenit administratorii clădirii filarmonicii, de orchestra filarmonicii, de toți angajații de la filarmonică, răspunde Consiliul Județean, adică asigură salariile celor care lucrează la filarmonică, eu știu, se ocupă de instrumente, achiziția de noi instrumente, plătește utilitățile la această clădire, dar clădirea în sine aparține Universității de Arte, proprietar fiind Episcopia Romano-Catolică. Așadar, în 2008 au început lucrările la Casa Balș, unde s-a făcut și această sală de concerte. Și câțiva ani mai târziu, sau să-mi spuneți dumneavoastră, știu că ați continuat lucrările la un alt corp legat de filarmonică, către intrarea... mobilului. Exact, către intrarea la Colegiul de Artă Octav Băncilă. Da. Este și acela un corp care a fost reabilitat tot cu bani de la Ministerul Educației. Da, vorbim de aceeași sumă care a fost alocată atunci în 2008. Tronsonul, respectiv tronsonul 3, este divizat în două subtronsoane, tronsonul 3 A și B. Noi l-am făcut B-ul, unde avem cel de lucru pentru design, adică n-am lăsat numai muzica acolo sau teatru, am asigurat și pentru alte sectoare ale universității spațiu, respectiv secția design a Facultății de Arte Plastice este foarte încântată de... Sigur, aceste. Erau investiții absolut necesare pentru Universitatea de Artă ca să funcționeze așa cum trebuie, pentru ca studenții să aibă condiții, să poată să creeze, nu să facă artă până la urmă, sau măcar să viseze la ceea ce înseamnă să face artă și într-o instituție de învățământ din România. Dar revenind la ceea ce înseamnă filarmonică, eu acum vă întreb, nu cumva în momentul în care Ministrul Educației de atunci, din 2008, v-a oferit această finanțare pentru refacerea unor părți importante din Universitatea de Arte. Condiția a fost să prindeți neapărat în aceste lucrări de reabilitare și filarmonica? Păi, o avem în toate documentele noastre. Filarmonica apare ca tronsonul 2. Deci, să înțeleg, domnul Adomniței, pe vremea când era ministru al educației, a zis, sunt de acord, merită să dăm niște bani pentru Universitatea de Artă, dar cu o condiție esențială să reabiliteze și să consolideze clădirea filarmonică. Bun, au trecut 7 ani de atunci. Clădirea filarmonică este acel tronson 2, așa cum am botezat noi. Este tronsonul cel mai greu. Dacă v-ați gândit cumva la ideea că ar fi trebuit atacat tronsonul 2 și nu tronsonul 3,
vă pot replica că astea au fost condițiile. Nu se putea, din ce am primit noi finanțare pentru imobilul ăsta, era puțin pentru cât ar fi necesitat tronsonul 2. Dar nu mi-ați spus câtă finanțare ați primit. Până la urmă n-am înțeles câți bani până la urmă au fost trimiși de la Ministerul Educației pentru reabilitarea acestor tronsoane. Adică pentru Casa Balș, pentru tronsonul 3 și pentru Filarmonică. Sunt bani publici până la urmă. Cred că transparența ar trebui să fie cuvântul de ordine. Dacă aș fi știut ce întrebări o să-mi puneți, mă pregăteam mai îndeaproape cu cifrele. Bun. Ați reușit să faceți Casa Balș, ați reușit să faceți și tronsonul 3. A rămas această clădire a Filarmonicii de izbeliște. Au trecut 7 ani. Nu a rămas de izbeliște, că e tot în subordinea, sub conducerea noastră a Universității de Arte. Dar totul a nu s-a făcut absolut nimic acolo. Și în momentul în care s-a închis această sală de concerte, și se întâmpla acum 2 ani, da? În 2000. Da, am impus să evacueze. Da. Așa, din cauza pericolului de eventual cutremur. Am avut niște lupte, să zicem așa, în ghilimele, cu Filarmonica ca să părăsească acea sală. Expertizele care s-au făcut denotau că e periculoasă sala pentru public. Expertize făcută de cine? O expertiză a fost făcută de noi în 2008, alta s-a făcut mai târziu. Vorbim de specialiști de la Inspectoratul de Stat în Construcții? Da, specialiști, da. Ingineri autorizați? Cadre didactice la Facultatea de Construcții. La au comandat o expertiză și în ce an s-a întâmplat asta? În 2008 a fost la noastră, în 2012 s-a făcut o altă expertiză de către adică a fost comandată una de episcopie și una de Consiliul Județean. Și amândouă aveau aceeași concluzie. Pericol mare pentru cei care stau în această clădire. Da. Bun, ați evitat pericolul pentru public, nu mai se țin concerte acolo, dar orchestra continuă să continuă, dar noi am solicitat și înscris, am solicitat să părăsească complet partea de clădire. Întrebarea e unde să se ducă? Sunt diverse săli în oraș, cum s-a descurcat Teatrul Național. Și eu vreau să fiți sigură că dacă ar fi fost bani, nu i-am fi alocat în altă parte decât acestui imobil, pentru că oricum banii vin pe destinație. Au trecut 7 ani de când, știu, una dintre sarcinile pe care le avea Universitatea de Arte era să se ocupe de să găsească bani. Asta, de fapt, ocuparea în asta constă. Prima parte a finanțării a venit. A venit de la Ministerul Educației. Da, și la un moment dat, când noi ne pregăteam să atacăm restul de clădiri, n-au mai fost bani. Și nu că n-a vrut Ministerul, sau n-am vrut noi, sau n-a vrut Consiliul Județean. N-au mai fost bani, că asta a fost situația generală. În contractul pe care îl aveți cu Episcopia Romano-Catolică, concesionată această clădire pentru 31 de ani, se spune acolo clar, după primii 7 ani, trebuie neapărat să reabilitați această clădire. În caz contrar, ce se va întâmpla? Știți ce vă rog acum? Să urmărim o scurtă declarație pe care ne-a dat-o în această dimineață preotul Cornel Cadar, este purtătorul de cuvânt al Episcopiei Romano-Catolice. Asta voiam să vă spun și să vedem ei, în calitate de proprietari până la urmă, ce portiță de scăpare noi, acum, mai acum, recent, mai am avut o întâlnire și cu părintele Gherghel și părintele Budău. Și se pare că e într-adevăr o soluție, acest proiect european, dar la care încă se lucrează, eu știu, sau se pun bazele abia acum. Haideți să vedem declarația părintelui Cadar și imediat revenim în direct. Episcopia își exprimă în continuare preocuparea pentru soarta acestei clădiri și pentru deblocarea lucrărilor care au început de altfel acolo.
În același timp e îngrijorată pentru situația trecătorilor, pentru că reprezintă un pericol pentru trecătorii care merg pe acolo. Și în acest sens s-a stat de vorbă cu conducerea universității, pentru că între timp a fost făcut un nou contract de comodat cu această conducere. Condiția este să se acceseze fondurile europene, așa cum s-a făcut pentru Filarmonica din Brașov. Practic, într-un an de zile, noi așteptăm ca să se vină cu un proiect european și să se rezolve cumva situația. Eu vă spuneam că acum proiect european. Am avut o întâlnire la episcopie cu episcopul, cu părintele econom, cu jurista episcopiei. Și tocmai ne-am întâlnit pentru această problemă, pentru că noi am făcut o corespondență îndelungată cu episcopia, în care solicităm amendarea acelui punct din protocol, respectiv 7 ani. Bun, dar l-ați acceptat acum 7 ani. Da, atunci acum, nu l-ați amendat, păi n-ați avut nimic împotrivă acum în 2008. Nu, acum 7 ani era prevăzut ca lucrarea să dureze 24 de luni. Exact. Chiar mai puțin, 18 luni își lua angajamentul constructorul. Nu, a fost mai două păreri diferite și am ajuns la concluzia. Era bine și 24 de luni, da. 24 de luni, nu s-a ajungea sub nicio formă la cei 7 ani. Dar nu din vina noastră sau că noi n-am vrut. Dar, să... Haideți să ne înțelegem, proiectul inițial care includea și clădirea Filarmonicii avea o sumă, da? Din informațiile noastre mergea undeva spre 4,75 milioane de euro. Pentru tronsonul 2. Pentru cele trei corpuri, da? Casa Balș, corpul 3 și Filarmonica. Ce s-a întâmplat? Cât ați primit dumneavoastră? N-au mai venit banii? Ce s-a întâmplat de în cei 22 ani cât ar fi trebuit să se termine lucrurile? N-au mai venit banii. Între timp, uzura și stricăciunile la clădire au avansat. Probabil și cutremurile astea mai mărunte, dar dese, nu-i fac bine clădirii. Și în ultimele 14 zile au fost numai puțin de 18 cutremure. Da, da. Am urmărit și noi treaba asta. Când ați refăcut corpul 3, cel dinspre Colegiul de Artă Octav Băncel, în ce an? Anul trecut. Anul trecut. Da. Și cu finanțare de la Ministerul Educației? Da, da. Și a fost o prioritate. Este o clădire. Între Filarmonică și acea clădire. Banii care i-am primit pentru tronsonul 3A nu ajungeau ca să atacăm tronsonul 2. Începeam lucrarea, o lăsam după aceea neterminată, plus că în... Dar aceste fonduri au fost direcționate de la minister? Pentru strict? Imobilul din strada Cuza-Vodă. Care nu este pentru... Filarmonica? Nu, imobilul este format vorbim din... Vorbim de corpul 3, cel de-al treilea care este... Tronsonul 1, care este Casa Balș, tronsonul 2, care este sala de concerte. Filarmonica. Nu, Filarmonica, sala de concerte a imobilului. Pentru că dacă noi suntem cei care administrăm clădirea, înseamnă că noi suntem și cei care administrează sălile de concerte. Bun, dar acea clădire nu are doar sala de concerte? Mai are sală de repetiții. Și noi le-am dat într-un sonul 1 în Casa Balș, le-am dat o serie de spații în Filarmonicii. Le-am dat și noi cât am putut. Nu puteam să dăm numai Filarmonicii și universitatea să nu aibă. Pentru că să știți că s-a ajuns la această idee cu preluarea de către Universitatea de Arte a imobilului din Cuza-Vodă, s-a ajuns datorită unor necesități. Noi la vremea respectivă eram sufocați cu anumite secții, anumite profiluri de activitate ale universității, eram sufocați de lipsa spațiilor. Aveam câteva săli unde era bătaie pe ele. Deci una dintre motive a fost și acesta. Eu vă înțeleg foarte bine. Studenții noștri fac practic în Filarmonică, profesorii din Filarmonică sunt cadre didactice la noi la universitate, deci suntem o comunitate foarte închegată. Da, dar în momentul în care dumneavoastră ați acceptat condițiile puse de Ministerul Educației în 2008, ați acceptat să administrați această clădire, această sală de concerte, Filarmonică, da, pentru noi ieșenii. Da, e mai, într-adevăr. Putem să zicem acum, după trecerea 7 ani, că poate... Da, a devenit ca un fel de piatră de moară acum pentru exact, universitate. Nu, dar vreau să spun că atunci când s-a ajuns la această idee, la această soluție, s-a avut în vedere atât folosirea spațiilor în condiții de siguranță, cât și asigurarea de spații de învățământ
și spații de studiu pentru cele două instituții. Sigur, toată lumea ar fi avut de câștigat dacă s-ar fi investit în consolidarea acestei clădiri. Nu mai vorbim de reabilitare, pentru că e un monument de patrimoniu și atunci trebuie respectate niște reguli. Trebuie să obțineți un aviz și de la patrimoniu. Avem toate avizele. Încă nu le aveți pentru proiectul european, încă n-ați depus niciun document. Noi suntem la port și noi suntem oricând pregătiți. Și dumneavoastră trebuie să aveți documentele. Da. Deocamdată n-ați ajuns la cei de la patrimoniu să le cereți avizul. Putem obține avizul. Știm că ați cerut anul trecut un aviz. L-ați obținut, dar n-ați primit finanțare de la Ministerul Educației. Toate aceste avize și autorizații au termene. Deci dacă nu l-ai folosit în anul care, de exemplu, e trecut. Sigur, în așa... Trebuie reînnoit. Și noi acum suntem ca atleții care aleargă pe o pistă. Așteptăm la linia de start să dea startul la por. Părintele Cadar de la Episcopia Romano-Catolică vorbea de un exemplu de la Brașov, Filarmonica din Brașov, într-adevăr, iată, cu tot un proiect european. Nu știu ce por or fi așteptat ei atunci, dar s-a întâmplat asta încă din 2010, 2 milioane și jumătate de euro, cu o finanțare doar 2%, și în mai puțin de un an de zile clădirea a fost gata. Iată că se poate. Acum, bănuiesc că Filarmonica din Brașov trebuie să fie mai nouă decât cea din Iași. Are probabil probleme mai ușoare, între ghilimele, că nu poate nu vă cereți nu-mi cereți mie să vă fac documentarea pentru proiectul european, este treaba dumneavoastră. Avem o echipă care lucrează deja și în momentul în care se va da startul la por, noi suntem pregătiți Și când estimați că se va da startul la por? Pentru că, sincer, deocamdată nu vă doare inima când treceți pe lângă această clădire și arată cum arată? Sunteți om care lucrați într-o universitate de artă, înțelegeți poate mai mult decât monitorii de rând. Mă doare sufletul pentru că eu sunt ieșean de origine, părinții, și bănuiesc unicii, că multe momente speciale le-ați petrecut în sala de concerte. Și acolo și la Teatrul Național mergeam cu clasa, cu profesorii, cu noi, cu... Deci am cunoscut și de-a lungul timpului, bineînțeles că am ascultat concerte în această sală. Deci, practic, în acest moment, singura soluție ar fi acest proiect european, pe o linie pe care așteptăm să se deschidă, nu știm când, pentru că Ministerul Educației nu mai este dispus să dea bani pentru consolidarea clădirii? Consiliul Județean? Dar nici nu are. Știți, nu că sunt ai noștri cum ar veni, că suntem din aceeași... la același stăpân, dar vedem nu numai că noi nu avem numai Filarmonica, numai clădirea de la Filarmonică. Avem și alte clădiri în oraș, suntem din păcate împrăștiați prin tot orașul. Și toate cer bani, toate cer reparații, consolidări, dotări. Da. Deci asta este. Ministerul nu va acorda finanțare, Consiliul Județean și-a luat mâna, pentru că în sfârșit, v-a oferit o șansă Cristiana Domniței în 2008. Probabil că va mai risca și a doua oară. După prima finanțare care s-a avut atunci în 2008... În valoare de cât? Tot nu vă amintiți. Cred că undeva la 5 milioane de euro. 5 milioane de euro au fost dați într-o primă etapă. Da, nu luați suficient. Chiar atâtea până... V-am spus, nu știu. Dar spuneți-mi... O estimare, așa, în general, pentru că, vedem, curs valutar, inflație, în sfârșit, toate se schimbă de la o zi la alta. O estimare relativă a costurilor pentru consolidarea acestei clădiri există? La ce finanțare vă așteptați? Cât ați vrea să cereți în această finanțare? Păi am vrea să cerem circa 5,3 milioane de euro pentru... Doar pentru Filarmonică? Pentru tronsonul 2, să zicem. Stăpânul eu suntem noi, nu-i Filarmonica. Dumneavoastră tot aveți tendința să spuneți că Filarmonica. Deci Universitatea de Arte, care este administratorul acestui imobil... Filarmonica e așa un titlu, nu? E un simbol. Pentru că eu nu vorbesc nici de orchestra filarmonicii, nici de artiștii filarmonicii, nici de instrumentele filarmonice. Vorbesc de acea clădire pe care toată lumea o cunoaște drept Filarmonică. Și care nu doar o sală de concerte. Are mult mai multe încăperi, are mult mai multe birouri. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar de moment ce suntem cei care administrăm imobilul, nu e normal să vorbim întâi de Universitatea de Arte? Nu, chiar dacă eu sunt perfect nu de acord. Facem mai mult la... Recunosc că de data aceasta facem un demers în favoarea clădirii.
care găzduiește o sală de concerte cunoscută drept Filarmonică. Așa am luat și noi invitația dumneavoastră. Exact. Deci facem un demers pentru a salva această clădire, pentru a salva Filarmonica. Și evident să vă întrebăm pe dumneavoastră, atâta timp cât în 2008 ați acceptat să o luați la administrare. De-aia am spus și eu că e impropriu să vorbiți de Filarmonică când vorbiți de patrimoniu respectiv. Deci Filarmonica nu este proprietara acestui tronson care are cele două săli de concerte. Este chiriașa noastră a Universității de Arte. Nu plătește chiria, asta e altă treabă, dar... Să plătească chirie Filarmonica. Păi tocmai, deci ei sunt chiriașii noștri. Acea clădire o administrați dumneavoastră, pentru că proprietarii este episcopia. Episcopia, da. Și cum sunt ei chiriași la dumneavoastră? Câtă vreme v-au concesionat deci pentru 31 de ani și timp de 7 ani este încomodat. Și expiră acum în 2015. Este atribuirea în folosință fără chirie. Și atunci? Păi asta spuneam. Cine vreți să vă plătească chirie? Pe lângă toate celelalte, că noi plătim și nu plătim chirie, plătim utilități, plătim... Consiliul Județean nu plătește utilități? Numai pentru strict ce este al Filarmonice, să-i spunem. Că care e Filarmonice? M-aș întreba acum. Bun, am înțeles. Deci să așteptăm acest proiect european. Și probabil că e nevoie de o campanie, de o implicare a societății civice, pentru că altă soluție în acest moment nu văd. Eu v-aș propune ca într-un viitor foarte apropiat să mai facem o asemenea întâlnire, să fim și noi mai pregătiți. Să știți că vom face cu sau fără voia dumneavoastră mult mai multe întâlniri cu oameni care sunt implicați, care răspund de această... Noi, la acele întâlniri. Ați fost primii invitați la această întâlnire. Ca dovadă că am și venit. Fără ca dovadă că ați și venit, deși invitații care acceptaseră invitația noastră au fost cu totul alții. Și în cele din urmă, din doi a venit doar un singur invitat. Mai așteptam și un consultant de proiecte europene și dacă care... veneam a ajutat pe mine la anumite termeni care nu sunt familiar, că eu nu sunt de specialitate. Dar Filarmonica asta cine o ajută oare? Sau pe Filarmonica aceasta cine o ajută? În sfârșit, e o întrebare retorică la care vom căuta, cum spuneam, și ca jurnaliști și ca societate civică, vom căuta niște răspunsuri și în care vă vom implica vrând nevrând și pe dumneavoastră reprezentanții Universității de Arte, pentru că sunteți administratorii acestei clădiri, care pentru noi rămâne Filarmonică. Am luat-o în serios. Da, după 7 ani și după expirarea acestui contract de comodat cu Episcopia Romano-Catolică. La următoare întâlnire o să aducem un teanc așa de adrese. Și poate o să aflăm și câți bani s-au cheltuit pentru reabilitarea și refacerea celorlalte clădiri din jurul Filarmonicii. Deci, nu că n-am fi vrut noi să ne ocupăm de această... Dar nu și ați cerut ajutor. Asta voiam să vă spun acum. Avem o corespondență bogată cu Episcopia Romano-Catolică prin care solicitam înțelegere și sprijin și să îndulcim acele... Păi mai mult decât că vi s-a dat această clădire fără să vi se ceară nimic în schimb? Păi, cum nu ne cere nimic în schimb? Plătim reparațiile. Plătește Universitatea de Arte. Dar fiind încomodat, beneficiile sunt ale dumneavoastră, beneficiile care ar fi decurs în urma reabilitării acestei clădiri. Beneficiile toate ar fi intrat în liseria universității, pentru că asta înseamnă un contract decomodat, domnule. Da, dar noi... Nu aveți beneficii pentru că nu s-a reparat această clădire, pentru că s-a închis sala de concerte și pentru că este o ruină și pentru că este o palmă și o pată pe obrazul Ieșenilor. Mulțumim foarte mult, vom reveni cu siguranță asupra acestui subiect, de altfel săptămâna viitoare, la Impact, pe această temă, va fi prezent chiar directorul Filarmonicii din Iași, domnul Bușor Pelician, să vedem opinia dumnealui și soluțiile care sunt pentru reabilitarea acestui simbol al Iașului, pe care mulți dintre noi îl acoperim cu nepăsare sau cu indiferență. Și pentru că vorbeam de România pozitivă, există totuși o Românie pozitivă, indiferent de ceea ce vedem în jur. Există, de exemplu, Mălina Ciobanu, o tânără elevă la Colegiul de Arte Octav Băncilă din Iași, care a concertat și la Ateneul din București și pe scena Filarmonicii din Iași și pe scenele lumii și a convins la doar 16 ani și chiar mai puțin. Mălina Ciobanu la România pozitivă și vom reveni în direct.
Cel mai mare critic al meu sunt eu. Nu trebuie să, în general, un artist nu trebuie să se lase criticat sau să se ia după părerea celorlalți, pentru că până la urmă tu ești cel care așteaptă cel mai mult de la tine. Ne-a strâns atâtea furtuni și adieri, iubiri și regrete câte n-ar trăi 100 de oameni într-o viață. Este una dintre cele mai bune violoniste ale României, iar dovada nu stă doar în zecile de premii câștigate, ci în evoluția ei pe scenă. Dintr-un copil care uluia pe toată lumea, Mălina s-a înscris de vreo 2 ani, aș zice, pe o traiectorie care mă face să cred că a înțeles ce înseamnă să trebuiască să convingi cu maturitate. Deja ea nu mai cântă la vioară, ci construiește gânduri și construiește stări prin intermediul viorii. S-a jucat prima dată cu o vioară când avea 7 ani. A întors-o pe toate părțile, doar va înțelege felul în care se naște muzica. După 2 ani, avea primul concert ca solistă în Grecia, iar în 2010 câștiga 3 mari premii la concursuri naționale. În același an a fost remarcată la un masterclass susținut la Universitatea George Enescu din Iași de către Șerban Lupu, profesor în Illinois, Statele Unite ale Americii. Ea a recomandat-o regretatului violonist Anton Diaconu de la Conservator și membru al Quartetului Voces. Așa a ajuns Mălina ca la numai 10 ani să studieze după programa de la universitate. Niciodată nu trebuie să lași un vis să fie doar un vis, ci trebuie să încerci să luți pentru ceea ce îți dorești ca el să devină realitate. A câștigat toate olimpiadele naționale de interpretare instrumentală din ultimii 5 ani. A participat la masterclass-uri cu Aida Handel, Igor Ostreich, Alexandru Tomescu sau Florin Paul. A susținut recitaluri și a concertat cu orchestrele filarmonicilor din Iași, Botoșani, Bacău, Ploiești sau Chișinău. La concursul Young Talents with Orchestra din Italia 2013 a obținut premiul întâi, iar în toamna acestui an a devenit bursiera Fundației Principesa Margareta a României. Cum te simți pe scenă când e sala plină și... E un sentiment care nu cred că poate fi descris. E doar... poate fi doar simțit în momentul acela când ești pe scenă și vezi atâtea persoane că au venit acolo pentru tine să te susțină într-un mod sau altul. Și e antrenalina aceea care o simți când începi să cânti. Și aplauzele? Alea sunt cele mai frumoase momente și îți recunosc. Care cântă acum a primit-o după ce a câștigat un concurs de tinere speranțe. Iar aici apar umbre din privirea Mălinei. Fără bani e greu să faci performanță în România, iar pentru ea susținerea financiară a devenit mai mult un joc de noroc. Cea mai mare durere de până acum? N-a avut bani să meargă să dea interviul de admitere la Universitatea din Köln. Putem să trecem la altă întrebare? Putem să trecem la altă întrebare. Mama merge peste tot cu tine? Da. Mereu e mai bine când ai pe cineva alături de tine care te susține și te încurajează. Îi cauți privirea în sală când ești pe scenă? De obicei, mama nu prea stă în sală, deoarece are foarte multe emoții și speră să mi le transmită. Dar dacă e prezent în sală, da, mă mai uit la ea. E întotdeauna binevenită încurajarea ei. Cred că mă las câteodată prea influențată de emoțiile pe care le am atunci în momentul ăla. Nu că nu ar fi constructive, dar câteodată mă las așa de sedeval. Oare ca model pe violonista olandeză Janine Jansen și crede că de la Paganini acum poate să abordeze cu încredere partiturile lui Tchaikovsky. Pe scenă, Mălina merge mai departe și crede în steaua ei. Câteodată nu știe să-și aprecieze valorile destul de mult. Și lucrul acesta nu este chiar un lucru pozitiv.
doresc foarte mult să revin în țara mea, pentru că vreau să dovedesc lumii că se poate și în România să faci artă și să fii apreciat. Cred că atâta timp cât ești pe o scenă destul de cunoscută, cred că deja ai biletul acela spre o carieră de succes. România pozitivă cu Mălina Ciobanu, cea care în urmă cu vreo 2-3 ani de zile concerta și pe scena Filarmonicii din Iași. Acum nu se mai întâmplă acest lucru. Într-o Românie pozitivă probabil l-am găsit și pe Mihai Eminescu, sau cel puțin spiritul lui încă mai există acolo. Și spuneam că suntem la jumătatea lui ianuarie și de fiecare dată ne amintim de poetul Eminescu. Vorbim despre poezie și despre Eminescu cu invitata noastră, doamna Ștefania Hănescu, poetă și profesoară de limba română. Mai tii poetă sau mai tii profesor? Greu să spun. Depinde. Cred că dacă am o zi care mă mulțumește, mă satisface, mă bucură la școală, atunci sunt în primul rând dascăl. Dacă e o zi în care mă pot întâlni cu mine într-o cameră închisă, în care să gândesc la ceea ce îmi place, atunci cred că sunt în primul rând poetă. Nu știu, depinde de zi. Și depinde și de copii. Depinde și de copii. Da, depinde. Sunt surse de inspirație? Sunt surse de inspirație copiii, bineînțeles. Cred că, adică acei copii mai ales care scriu, să știți că prin atitudinea lor, prin ceea ce propun ca temă, ca modalitate de abordare a diferitelor aspecte ale vieții, pot servi ca surse de inspirație. Te inspiră și pe tine, da. Îl iubesc elevii români pe Eminescu? Îl iubesc până în momentul în care trebuie să-l învețe pentru bacalaureat, nu? Cred că dacă ați merge la o școală, la un liceu și ați realiza un interviu, bănuiesc că dacă ar fi întrebați ce poet le place, cred că ar spune că în primul rând Eminescu. Și asta nu pentru că așa au învățat la școală, ci pentru că așa îl simt. Cred că unii chiar îl simt, pentru că Eminescu este ofertant, să spun. Este poet, este prozator, este dramaturg, este un efervescent publicist, există... Și un spirit tânăr și... Da. Nu știu, cred că foarte pe înțelesul generației noastre de astăzi, chiar dacă... Scria acum ceva. Da. Eminescu este surprinzător. Sunt aspecte pe care copiii le pricep, le înțeleg foarte repede. Asta, sigur că ține și de tenacitatea profesorului, ține și de dimensiunea lor sufletească, spirituală, ține de abilitatea dascălului de a-i oferi într-un discurs, un discurs simplu, toată complexitatea operei acestei eminescene. Desigur, vorbim, când spunem asta, în primul rând de elevii care se pregătesc pentru un bacalaureat și studiază Eminescu din această perspectivă. Sigur, de multe ori această iubire pentru un scriitor, pentru un poet, se rupe în momentul în care ai de făcut un comentariu, nu? Și când lucrurile devin un pic mai plastice, cu un limbaj mai... Da. Scorțos, să nu spunem altfel. Nu prea putem să ieșim din... E adevărat. Aceasta este o discuție pe care mă feresc să o port acum în prag aniversar. Ține de programa școlară. Exact. Ține de faptul că un elev în 4 ani de liceu nu poate dobândi toate cunoștințele, nu are toate tehnicile să poată realiza la un examen în cele 3 ore un eseu. E foarte greu. Dar îl poate iubi pe Eminescu, dar poate profesorul sau dascălul, da, se poate îndrăgosti de opera lui și de... Fără îndoială. Eu pot să vă ofer chiar și exemple, ca să nu să intrăm în miezul lucrurilor, așa. Spre exemplu, de fiecare dată la 15 ianuarie îi rog pe copii să scrie un gând despre Eminescu. Copii mai mici, mai mari. Chiar astăzi e proaspătă informația. Elevii de clasa 8-a spicuiesc doar, iată, m-au întrebat dacă ei pot să se adreseze lui Eminescu și am spus să se adreseze dacă asta doresc. Îți mulțumesc că mi-ai sporit gândurile și că m-ai ajutat să dezleg misterii ce se zbat în fiecare persoană. Că nu știu ce simt, creațiile tale îmi explică stările mele de melancolie și de fericire. Este Ana Maria Gabor din clasa 8. Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza. Da. Teodora Munteanu, îmi plac mult poeziile tale.
Când le citesc, îmi imaginez toate lucrurile și mă gândesc ce sentimente trăiai în acele clipe. În unele erai trist, în altele vesel, în altele îndrăgostit. Noi lucrăm însă și la un alt nivel cu copiii. Sunt copii care chiar răsucesc toate fațetele creației minescene, se familiarizează și își consolidează informația. Sunt copii care participă la concursuri, la olimpiade. Am adus doar două exemple, dacă o să-mi permite și dacă este timp. Spre exemplu, o absolventă din 2009, participantă la concursul de interpretare critică de la Botoșani, Pornelu Ceafăru, de la care a venit și cu un premiu, spicuiesc doar o secvență. Spune ea, geniul își pierde inocența de visător când este nevoit să accepte realitatea care se dovedește crudă și neiertătoare. În cazul bătrânului Dascăl, primind scrisoarea întâi, și a Luceafărului, marcând începutul resemnării și trecerea în uitare. Luciditatea îi aduce genului nefericirea, el putând vedea ceea ce scapă vederii omului obișnuit. Neputința de a schimba societatea în care trăiește îl determină să recompună realitatea virtuală a visului după propriile tipare. Aș putea continua. Și încă o elevă care a terminat în 2011. Iată ce spune, genul romantic este prin definiție un inadaptat, stăpânit de tendințe contrare. Pentru Eminescu aparține genului romantic. Da. Pentru cine nu știa. Și neliniști interioare supraumane. Conflictul cu lumea în care trăiește nu este doar un simplu antagonism de circumstanță. El izvorăște dintr-o acută conștiință a tainelor lumii. Însă lipsa experiențelor umane, spirituale, sentimente, trăiri, îi relevă imperfecțiunea universului, însuși absolutul nefiind un cerc perfect închis. Este Alexandra Tanasiu, studentă la medicină. Cealaltă elevă este studentă la istoric, la master. Iată, și sunt doar câteva da, exemple. Da, doar câteva. Dar știți ce v-aș mai întreba? Da. Dacă Eminescu ar fi acum martor la felul în care de ani buni, zeci de ani, este el sărbătorit, da? Luceafărul poeziei românești. Da. Poezia Luceafărul este poemul culme, da? Da, poemul suprem, da. Poemul suprem. Da, Zoe Dumitrescu Bușulenca, da. Nu exagerăm puțin? Da, da, cred că asta este... Până la urmă, e opțiunea fiecăruia. Și Nichita Stănescu, cred că merită... Da, aprecieri asemănătoare. Aveți dreptate. E un cult al personalității pe care l-am preluat și iată, îl ducem mai departe. Nu că Eminescu n-ar merita, dar poate că o altă abordare, un alt PR pentru Eminescu i-ar face bine. E adevărat, atitudinea aceasta, dacă o conservăm, îndepărtăm mai degrabă elevul decât îl apropiem de Eminescu. Exact. De altfel, ei și lucrează la diverse, cred că prin clasa 10-a studiază Eminescu și poeziile lui de Titu Maiorescu și acolo există o primă parte a studiului în care este prezentată personalitatea lui Eminescu, Eminescu acela care chiar nu dorea o astfel de abordare. Da. Încercăm să-i apropiem printr-o altă atitudine de poezia eminesciană și de toți scriitorii până la urmă. Sigur, sigur. Și chiar și de scriitorii, nu, care publică la Iași, iată, Ștefania Hănescu, Dumnezeul semnului Hoinar, și scria Cezar Ivănescu despre o poetă care e pe cale de a-și descoperi vocea personală, fragilă uneori, năvalnică și imperioasă alteori. Se întâmpla acest lucru în anul 2004. Ei, au trecut 10 ani de atunci, bine. Da. Și-a găsit vocea poeta Ștefan. Da, mie mi-e drag Cezar Ivănescu, motiv pentru care mi-am și dorit să fie acela care citește, cred că a citit printre primii volumul meu de versuri. Cred că deja o găsisem, după părerea mea. Sigur că în primul volum, care mie iarăși mi este foarte drag, Veșmântul de Aer din 2001, eram tributară influențelor, Nichita Stănescu în mod special, dar și niște accente bacoviene pe acolo. În al doilea volum era o exaltare, așa, probabil rezultat al o recunoaștere. Critica a primit destul de bine primul volum, spun eu. Iar în volumul al treilea treceam spre un ermetism, gândesc eu. O poezie care se are pretenția de a fi văzută ca o poezie nu a unui poet, nu a unui poetese, ci pur și simplu a unui scriitor și atât. Și foarte pe scurt, următorul volum? Următorul volum este Femeia aceasta. A apărut în 2009 și la următorul lucrez acum, eu nu mă grăbesc. Poezia vine când vine
Și eu primesc cu drag. Sunt atâția care scriu încât nu e nevoie să neapărat să mă grăbesc și eu. Iar 15 ianuarie înseamnă Eminescu, înseamnă poezie. Să spunem că și Colegiul Național Mihai Eminescu aniversează pe 15 ianuarie 150 de ani da. De la înființare acum. Da. Vor fi evenimente la Teatrul Național și la Muzeul Mihai Cogălnicianu. Evident, mâine în Parcul Copoul Ateiului Eminescu, multe evenimente și de asemenea la Muzeul Eminescu. Și iarăși merg elevii de la Liceul Alexandru Iancuza la un moment Eminescu în echivalențe spaniole, recitare bilingvă a poeziilor eminesciene, o dezbatere fotografiile lui Eminescu, participarea profesorului Victor Macarie, conferința Biografia Eminesciană între istorie literară și roman și lansarea unui volum Amintiri Fugare despre Eminescu. Și de asemenea, tot dacă vorbim de Eminescu, sâmbătă 17 ianuarie de la ora 19 la Casa de Cultură din Gura Humorului, un spectacol de muzică și poezie, Dor de Eminescu cu actorul Ion Caramitru. Mulțumim foarte mult, vă dorim succes în continuare, atât pe plan artistic cât și acolo la catedră și să le meargă din plin și la bacalaureat elevilor dumneavoastră și evident ne vom revedea și pe 24 ianuarie pentru că Liceul Alexandru Iancuza da. Va avea zilele da. Școlii chiar în preajma acestui 60 eveniment. 60 de ani de la înființare, da, 24 zile special. Da. Vom fi și noi acolo, mulțumim foarte mult și nu ne despărțim de telespectatori, fără să dăm cuvântul copiilor timpului și mulțumim elevilor, copiilor și educatorilor de la grădinița numărul 13 din Iași, Copiii Timpului cu povești și lumea poveștilor, iar noi ne revedem aici miercurea viitoare. La revedere! Poveștile ce sunt? Poveștile sunt ceva de povestit. Și ce ai putea tu să ne povestești? Care e povestea ta preferată? Povestea mea preferată este Melcușorul Oinic cel Grăbit. Despre ce e vorba? Ce se întâmplă în povestea asta? Nu se întâmplă nimic rău. Dar ce se întâmplă bun? Se întâmplă bun fiindcă Melcușorul Oinic l-a luat pe prietenii lui, care nu, de fapt nu erau prieteni, erau copii de soldați și l-a luat la mare. A plecat la mare ca să... care l-a urcut de pământ, așa scândește. Dar cine ți-a spus ție această poveste? Băi, bunica de la Copau, acolo la casa ei. Ție cine îți spune povești? Mama. Și când ți le spune? Noaptea. Noaptea? Da. Și ce se întâmplă când îți spune povești? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Sunt Dar ce sunt? Bucurie. Niște bucurii? Și care e cea mai mare bucuria ta? Să fim fericiți. Copiii au voie în lumea poveștilor? Da. Da? Și cum intri tu acolo? Cu o poveste. Și cu ce poveste vrei tu să intri? Cu cei trei pulțeluși. Așa. Dar de ce îți place ție povestea aceasta? Fiindcă cei trei pulțeluși mai întâi vor să se mute să facă case. Unul o casă de fân, unul o casă de bețe și celălalt o casă de călămizi. Dar apoi văd un lup din casele lor. El apoi zice și minunos de pulțeluși. Și ce învățăm noi din povestea aceasta? Învățăm că trebuie să fim mereu cu mama și cu părinții. Adulții mai văd ce fac copiii, te mai joacă o leacă și cu ei și mai vorbesc și ei. Dar tu le dai voie oamenilor mari să intre în povești? Nu. Dar de ce? Pentru că oamenii mari nu le plac poveștile și nu sunt pentru adulți. Dar de ce nu le plac poveștile oamenilor mari? Pentru că sunt cu niște desene animate cumva, dar numai că sunt în povești și scrise. Și oamenilor mari, ce le place?
Oamenilor mari le mai plac să se uite la televizor. Și ce să vadă acolo? Să vadă știri, să mai vadă filmuri. Care film îți plac cel mai tare? Alea de groază. Asta nu m-am gândit. Cine locuiește într-o poveste? Boierul din punguța cu doi bani. Așa, și mai cine? Cocoșul. Așa, nu? Baba și moșul. Tatăl nostru povestește povești, un mare artist. Un mare artist? Da. Dar ce e la artist? Artist înseamnă că face ceva foarte frumos. Dă-mi un exemplu. Ce face el foarte frumos? Povestește povești foarte frumoase. Dar poveștile sunt frumoase? Da. Dar noi am putea trăi fără povești? Nu. De ce? Fiindcă nu există viață fără povești.